Salutare! Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem ca de obicei Indodi și astăzi discutăm despre capitolele 10, 11, 12 și 13 din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Înainte însă de a intra în discuția asta, o să vă rugăm jos să dați un like ca să se ducă video în algoritmul YouTube-ului. De asemenea, aveți jos și un buton de subscribe dacă e cazul să vreți să ne vedeți din nou, eventual și cu clopoțelul de notificare ca să vă aducă el aminte, nu să vă aduceți aminte voi. Și dacă cumva credeți că ceea ce discutăm noi aici merită împărtășit cu alții, există jos de asemenea și un buton de share. Le mulțumim pe această cale celor cu dare de mână care sprijină financiar proiectul nostru. Partea a doua a cărții începe David Friedman, devine liric, ca Cioran. Începe cu o poezie. Poezia asta îți exprimă cumva esența libertarianismului. E un fel de promo. Vorbește, de exemplu, despre un pusher, despre cineva care tot îndeamnă să ia un bilet către Vietnam. Atunci când scria cartea, era prin anii 70, cartea apare în 73. Era chestia asta în aer, chiar când pleacă. Când se retrage, da. America, se termină retragerea, mi se pare că în 73. A, 74. Chiar. Deci ideea era că subiectul era în aer. Și zice la mișto, uite, paranoia se numește, are niște versuri, are o poezie cu care începe partea sa a doua, înainte de capitole pe educație. Și se leagă de chestia asta, se leagă de Vietnam, de războiul din Vietnam. Uite, cineva care mă trimite, foarte ironic, mă trimite în vacanță, într-o zonă tropicală, la întoarcere, un tip Sam, care îl tot urmărea. Oamenii știu cine e Sam, e ăla care, I want you, e da. Statul american. Dom'le, n-am plătit, foarte inocent Friedman, n-am plătit pentru acest bilet, dar uite că mi-a fost alocat. Să merg în zona aia tropicală, la întoarcere am un mormânt. Pe gratis. Da. Recunoștință de la statul american. Deci se referă la războiul din Vietnam, se referă la gay marriage, de exemplu, la licențiere, se referă la și la taxare. Nu, nu numai la licențierea gay marriage-ului. E vorba de orice fel de licențiere. Da. Da. Și, bine, e scrisă din perspectiva, domne, ești paranoic, ai senzația că sunt toți care vor ceva de la tine. Și, mă rog, povestea se termină cu ăsta care strigă la doctor, zice, Doctor, doctor, come and see, there's really someone after me. Then he asks as he rips off the sheet for our marriage license and tax receipt. Says, you need a license to shoot at a duck. How come you think that it's free to... Pac, pac, pac. Who's so blind as will not see the state? The state is after me. Statul mă vânează. Și în versiunea audio chiar devine sobru. Și care se găsește pe net. Am pus-o și noi pe canal. Foarte sobru la ultimele două propoziții. Dincolo de mișto ăla. Păi, Gabi, să-i trecem pe vouchere. Deci Friedman, taică-s-o, de fapt, a venit cu soluția asta. De ce, de ce avem nevoie de vouchere? Capitolul 10. Vindeți școlile. Na, vindeți școlile. De ce avem nevoie de vouchere? Păi argumentul e strategic mai degrabă. Noi trăim în lumea de azi, trăim în social-democrație. Social-democrație înseamnă sănătate și educație de stat. Astea sunt componentele fundamentale ale social-democrației. E greu să privatizezi școlile. Deci mai degrabă se vor privatiza înainte tribunale decât să privatizezi școlile. Probabil prin anul 80.000 se vor privatiza și școlile. Sau chiar dacă treci la anarhocapitalism o să ai agresiune pe școli. Deci lumea te va obliga să ai școli. Deci ideea care e că argumentul e strategic. Nu putem să privatizăm școlile pentru că oamenii se opun din diverse rațiuni. În mare din două. Săracii ajutăm copiii săraci și al doilea argument de calitate. Deci privații nu livrează calitate. Privații livrează calitate în un milion de bunuri, la școli se oprește acest tren al calității. Deci, și ce zice taică-s-o deja Milton Friedman? Ok, lumea se opune privatizării educației, hai să venim cu o soluție graduală, cu o soluție moderată, să zic. Care ar fi? Ar fi un sistem de vouchere,
pentru a subvenționa educația, nu școlile. Trimite statul vouchere către părinți și părinții, folosind acele vouchere, vor găsi școala potrivită pentru copiilor. Friedman face aici comparația cu monopolul de stat al poștei americane. Și spune și școala, sistemul de școli publice americane este un monopol datorită faptului că este subvenționat direct de la stat și pentru a-ți deschide o școală privată va trebui să generezi o așa de mare calitate și să pui un preț așa de atrăgător încât oamenii să zică, dom'le, merită într-adevăr. Deci este un handicap cu care pornesc la drum școlile private și atunci nu este o concurență ok pentru temul de școli private. Da, am mai adus noi aminte de chestia asta, că practic dacă am avea pur și simplu să zicem că statul deschide piața de educație, bine, nu deschide, că are o grămadă de reglementări, dar răspunând că ar deschide-o, tot ar fi o concurență neloială din cauza faptului că sunt școlile de stat gratis, teoretic, sunt ca o subvenție. Pe tema asta. Și ce ar mai înseamnă deschiderea atunci? În ce sens le deschid? Te lasă. Că te lasă. Și că nu e monopol de la dictat prin lege. Problema la vouchere este că depinde și cât de mult faci această deschidere, în sensul de cât controlezi celelalte școli de private. Uh-huh. Le impui o programă, le impui ce să predea, ce materii să predea. La fiecare materie ce idei să fie predate. Iar astea, sindicate de profesori pe care poate să le apere statul. Niște, mai ales în America. Salarii minime. În America sunt și chestiile astea de tip, dom'le, la biologie ce predai? Cum predai? Pământul e făcut acum 6.000 de ani și au fost dinozauri sau nu au fost dinozauri, știi? Bine. Creaționismul ăsta. Asta ar fi o diferență majoră, dar ideea e că până și în România și cam, din păcate, cam peste tot în lume, guvernul stabilește curricula. Da. Inclusiv pentru școlile private. Păi ce mai faci cu voucherul dacă tu ești religios, ești martor al lui Jehova și trebuie să interziți creaționismul? Ce faci cu voucherul? Te duci la Kaufland cu el? Păi nu poți să faci nimic. Toma, asta este o obiecție pe care Friedman încearcă să o elimine. Zice, domne, chiar a fost într-un stat american pusă problema așa și cazul a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite Americii. Nici la prima, nici la a doua ediție. La a treia ediție a cărții, Friedman spune că, într-adevăr, Curtea Supremă a spus că voucherele ar fi o subvenționare a învățământului religios și atunci separarea statului de biserică nu mai... Toate chestia asta trebuie luată în considerare cu faptul că la ora actuală în Statele Unite și mai sunt și alte țări gen Anglia, unde sunt înființate școli private pe criterii religioase. Da, sunt în Statele Unite sunt școlile catolice, în Anglia sunt școli religioase. Sunt și catolice, sunt și protestante, sunt și musulmane deja. Sunt de tot felul. Și ce însemna școală religioasă? Înseamnă pe lângă, teoretic, înseamnă că pe lângă activitatea școlară și așa, au niște, mai au și o oră de religie, mai au niște norme de comportament pe care le impun copiilor venite de pe partea religioasă, au alte standarde de disciplină și dacă am da, deci problema la care s-a referit Gabi este că dacă am da pur și simplu vouchere și părintele se duce cu voucherul la școală, practic statul ajunge să dea, să subvenționeze învățământ religios. Poate să existe un workaround și la asta, adică nu, decizia nu e neapărat cea corectă pe care a luat-o tot în a treia ediție, spune că nu e de părere că decizia luată a fost neapărat corectă,
Practic, el de exemplu aici și de... nu statul subvenționează, că voucherul respectiv reprezintă un fel de retur de taxe al cetățeanului. Da, și cetățeanul este cel care, nu, dar cetățeanul este cel care duce banii în partea elaltă. Da, discuția era dacă mai ai separație sau nu, dacă tu te duci cu voucherul ăsta religios. El zice nu, pentru că tu finanțezi educația. Ce face ăla cu banii, părintele, e treaba lui. Da. Păi deci ai separație. Nu că ai separație, da. Și el de argumentul ăsta e ca și cum un asistat social cumpără de asta, tarabă bisericească, cumpără, nu știu, și-a un croissant de acolo. Da. Asta înseamnă că încalcă separația? Pe lângă faptul că voucherele astea, să zicem, decât elimină acel argument al celor ce se împotrivesc voucherelor, anume, domne, săracii, ce o să facă săracii și o să nu aibă dreptul la educație, permițându-le oamenilor nevoiași să-și trimită copiii la școală, totuși o inegalitate între cei cu bani mulți și cei care se bazează doar pe voucherele respective pentru educație tot va exista. Da, da, aici vezi că ne mutăm în altă, cum fac socialiștii mereu. Deci, ce vrem de la viață? Păi vrem să avem grijă de săraci. Ok, uite soluția. Păi stai, și aici mai vine cu o chestie și după aia cu încă o chestie. Okay. Păi stai, că acum avem și inegalitate. Mai întotdeauna inegalitate. Eu sunt mai înalt, altul e mai scund. Exact. Lăsați-ne în pace. Și răspunsul e chiar că inegalitatea respectivă oricum ar fi mai mică decât este astăzi, adică în defavoarea, decât e astăzi în defavoarea săracilor. Adică, practic, astăzi școlile private sunt teoretic la un anumit nivel, iar oamenii care, și spune și Friedman chestia asta, oamenii care își trimit copiii la aceste școli private sunt numai dintre cei mai bogați, în sensul că ei își permit practic să plătească de două ore pentru educația copiilor lor, odată prețul statului pe care nu-l folosesc, deci ei plătesc un serviciu pe care nu-l folosesc, mai sunt dispuși să plătească în plus. Deci clar, atât valoarea educației pentru oamenii ăștia, atât valoarea educației dată copiilor lor pentru acești oameni este mare, cât și disponibilitățile lor financiare sunt pe măsură. Deci permit să cumpere un lucru de două ori, să-l plătească, da, și să-l să nu niciodată. Vreau să zic de mai multe ori. Deci dacă ne imaginăm o societate simplificată dintr-un sărac și un bogat, ca să-ți faci vouchere, să poți să dai vouchere la acești doi oameni, de unde o să iei banii? De la ăla bogat. Câți bani o să iei? Păi preț de două vouchere. Deci deja ăsta plătește două vouchere, să zicem că nu iei procent din venit. Să zicem că iei doar taxă fixă cumva. După care a plătit deja două vouchere și mai vrea extra servicii și trebuie să plătească peste. Deci nu e doar de două ori, e măcar de trei ori. Tot nesătul la bogat. Da, uite, fostul ministru al educației la noi a recunoscut într-un interviu că lumea ce se întâmplă cu meditațiile astea care sunt la noi în România. Nu creează și asta inegalitate, doar cei cu bani care își permit aceste meditații vor reuși în viață. Vouchere pentru meditații. Da. Și nu, că vreau să... S-ar cam terminat cu școlii. Era presiunea asta, domne, să limităm profesorii să nu dea meditații copiilor de la clasa unde chiar profesează. Știi? Da, pentru că nu e așa, dacă ai ghinionul să ai la școală un profesor bun, nu mai ai voie să-i mai contractezi serviciile în privat. Că așa funcționează legea. Te muți la altă clasă. Da, te muți la altă clasă ca să poți să... Ca să poți faci meditații cu cine trebuie. Și plătești o chestie pe care o aveai gratis, să zici. Sună a lucru de stat, într-adevăr. Sună a lucru făcut de stat. De fapt, nu, că faci pe el meditații, dar nu mai ai acces la orele normale, știi? Da. Poate el acolo explica mai bine.
Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, niciun caz. Adică cu 40 de oameni? Eu care am avut profesorii de la clasă, că de asta am și înțeles, care am avut profesorii de la clasă la meditații, pot spun că la meditații explicam mult mai bine. Și e evident, de ce? Pentru că relația, mai discutat noi odată, da? Cu cât relația dintre plată și serviciu este mai strânsă, atât serviciu va fi unul mai bun. Dar stai să vezi că nu e doar asta. E o chestie de bun, de principiu. Chestie, mai că ești niște... doar tu cu el, sunteți exact. Doi oameni. Asta e un factor. Că da, da, Vali poate să spună că și asta de... ar conta totuși. Și plus că aici poți el e mai atent, e mai nu știu ce, știi? Dar măsori mult mai bine rezultatele aici. Deci ai venit să știi și când termin trebuie să știi. Păi când la clasă e mult mai neclar de ce nu știe, n-a fost atent, nu și-a făcut nu știu ce teme, e mult mai... N-avea nici ce să caute în școală omul ăla, că nu vrea să fie de fapt elevat, exact. Nu vrea să fie în altă parte. Un alt argument al celor care se împotrivesc voucherului este că, dom'le, părinții nu se știe la ce școală să-și trimită copiii. Am și o idee și pentru chestia asta. Deci ar trebui un serviciu, în primul rând, de stat, care să consilieze părinții unde să-și ducă copiii la școală. Dar după aia noi ne dăm seama, păi nu, trebuie privat. Și atunci tot statul să taxeze oamenii, să dea niște vouchere pentru serviciile de consiliere. Pare... Păi poate nu-ți mai ajung. Că dacă dau voucherul la consiliere, dar rămâi cu sfatul bun, cel puțin. Știi unde, știi că trebuie să te duci la Sava, ceea ce știai dinainte. Da. Dar nu mai ai bani de voucher, știi? La bine, aici, aici Alex cred că vrea să-l să-l înțepe un pic pe Friedman, că totuși soluția asta nu e deloc exact. Libertariană. Și nu, asta au voucher. Voucherele. Adică e un cop-out, e un... E ok, se poate, știi, el zice, suntem în punctul A, drumul ar fi pe aici către... Păi e o soluție graduală, știi? Da. E o soluție graduală. Da, da, eu aș zice că nu e nici graduală, pentru că ea nu-ți... E doar eficientă economică, în sensul că se duce elevul... Crește calitatea, ăsta e singurul argument. Dar nu-ți scade agresiunea din societate, pentru că banii sunt aceiași. Doar că nu mai decide... Araci sau nu știu cine, nu știu ce instituție birocratică, decide copilul, știi, decide... Mă rog, nu știu în ce măsură sunt că dacă... Competiția. Competiția. Da, 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 nu, dar mă gândesc, dacă ar fi să ne încredem în ideea că noi toți plătim pentru educația copiilor sau whatever, ceva de genul copiilor ăsta... Copiilor societății. Mă rog, poți să spui că nu, că oricum tot atâtea aș fi, știi? Adică că practic îi dă înapoi părinților, nu sunt... Da, dar nu mai sunt nu mai sunt atât de agresiune. Sau îți crește și libertatea pentru că ai mai multe alegeri. Pot spune că îți crește libertatea. Dacă lasă concurența, păi îți crește. Ai. Păi, unei să-ți impună la să studiezi, nu știu, creația. Da, poate să fie simulacru. Poate să zică, facem piață, nu știu ce. Dar de fapt ei pun niște super limite de intrare. Ai 5 școli chiar care sunt ale lor. Da, a, păi nu. Da, înțelegi ce zic, să nu fie simulacru, da, asta zic. Da. Da. Nu, luăm asta optimist, scenariu optimist, în care îți dau atunci bani, da, și tu te duci unde vrei tu. Nu, dar ai formulau așa, deci ai formulau că argumentarea e strictă economică de creșterea calității, că te duci nu știu ce, sau ai spune că și e mai dreaptă pentru că ești mai liber, copilul e mai liber. Nu, are opțiuni mai multe, părinții lui sunt mai liberi. Asta e un argument socialist. Nu, nu, nu e mai liber. Păi dacă tai că... Păi e mai liber, dar pe banii este și... Este mai liber pentru... El e un taicăsu, e Marta la Lehova. Gândește la... Okay. Nu, dar gândește la felul în care e structurat și în România învățământul public astăzi, da? Copilul, teoretic, trebuie să se ducă la școala de la zonă care e arondat. Da, arondat, da? Da, 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 da. Deci asta e restul, ce se fac mișmașuri și cu înscrieri la luat în spațiu, luat în spațiu, da, 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 ca să luat în spațiu 2 săptămâni ca să pot să dau copilul la altă școală. Uite, de exemplu, eu aici stau într-o zonă lângă o școală de clasele 1-8 foarte bună. De ce știu că e foarte bună? Pentru că aproape în fiecare septembrie, august-septembrie, văd jos la vizier, cerere, bă, nu mă ia și pe mine cineva în spațiu, că vreau să dau copilul la școala asta. Auzi, dar cât e prețul? Și? N-am întrebat. N-am întrebat. Nu, dar pentru iubitorii socialismului pur, da, oamenii ăștia încalcă legea.
Da. Da. Cel puțin spiritul ei. Cine? Ăștia cu vaccinul? Ăștia care, nu, care... ăștia care... procedează în felul ăsta pentru a-și pune copilul în altă școală decât când sunt arundați. Că nu respectă regulile social-democrate. Ei le respectă, dar clar nu respectă spiritul. Spirit. În care... Dar cum ai răspunde la aia mea? Ai spune că ești mai liber? Ești mai liber, ești mai liber. Numai și prin asta ești mai liber. Tu poți să te duci cu vaccinul la unde vrei tu față de astăzi, când nu ai voie să te duci decât unde ești arondat? Clar ești mai liber. Răspunsul este... Da, dacă ai, unde vrei tu ai de față ales, de unde ești arondat. Deci acum eu în sistem, acum ai un sistem. Alegi. Exact. Alegi. Alegi. Da, da. E o acțiune în acord cu voința ta. Da, asta e definiția. Da. Nu, eu mă gândeam, obiecția mea era, sau mă rog, cealaltă, poate cumva doar ești mai puternic, dar nu ești mai liber. Argumentul e că agresiunea din societate rămâne aceeași. De banii tot aia sunt. Depinde de nivelul la care te uiți. Da? O parte din bani sunt ai tăi în felul ăsta, poți să-i și folosești. Adică un psihopat care îți dă două opțiuni, ești mai liber, nu? Dacă ai două opțiuni. Îți dau și orez și nu știu ce. E da. Ești mai liber. Ești mai liber. Chiar dacă suma e aceeași, să zicem, sunt aceiași bani. Da, în timp ce dacă nu-ți dă voie să alegi, ești mai puțin liber. Da. Depinde câtă libertate vrei. Dacă vrei ca un psihopat sau statul să-ți dea câteva alegeri, te simți, e o chestie relativă, te simți mai liber la nivel absolut logic. Ca să fii cu adevărat liber, ar trebui să n-ai... Să scapi de stat. Să n-ai un set de limite. În termen relativ mă gândeam, dacă ăla are voie să ducă la o școală religioasă, e cumva și mai liber. Da. Bine, asta... A, dacă îl interzice, ai zice că e mai neliber. Dacă interzice, în timp ce dacă îl lasă, ok, du-te, studiază Marta de Jehova, e mai liber. Uite, ce-mi place mie la propunerea asta, tot doar din perspectiva de a o vinde politic, îmi place că pot să o vinzi politic și în România în sensul ăsta. Dom'le, printr-un sistem din ăsta de vouchere, deci ce scrie în Constituție? Că statul îți garantează dreptul la educație, da? Ok, îl înțelegem cum vrem să-l înțelegem, nu ne interesează aceste detalii în clipa asta, da? Dar îți garantează dreptul la educație. Nu scrie în Constituție că statul trebuie să se ocupe de școli, să se ocupe de așa. Nu, că îți garantează. Păi și dacă ar introduce acest sistem de vouchere pentru educație, ar fi în perfect de acord cu Constituția României în orice interpretare, inclusiv cea pozitivistă. Nu s-au gândit. Am avut doar pe aia etatistă, știi, în cap. Da. Nu s-au gândit la voucher. Da. Ce spune Friedman că totuși, ok, bun, și ai școli așa, aliluia și numai, păi da, și ca să dai la o parte și curicula și nu știu ce, tu poți, stat fiind, să menții monopolul, dacă vrei neapărat să te asiguri că lumea e, adică, ok, care sunt KPI-ul, care sunt indicatorii de performanță? Păi, aia pe care i-ai venit și astăzi, PAC-ul, un examen standardizat, tu poți să spui, uite, asta e ce vreau eu să se știe, da? Cum spune statul deja. Asta e materia pentru BAC. Ai trecut BAC-ul, sănătate. Și de acolo poți să-ți introduci tot felul de criterii. Dacă ai o școală în care nu treci BAC-ul mai mult de o treime de copii, că vorba aia e privată, poți să intri să tai să spânzuri, da? Îi dezacreditezi dacă... A, deși pe criteriile lor. Da. Ca să nu mai vorbim că astăzi sunt școli în care BAC-ul nu trec. Și sau examenele de capacitate. Adică nu înseamnă neapărat că dispar toate astea. Da, da. Eventual, dacă vrem neapărat, putem să reintroducem și treapta. Mm-hmm. Nu. Și tu nu vor. Nu vor, că argumentul e că pierd alea de stat. Nu? Pentru că bugete... După aia, cine mai învârte bugete? Cine mai renovează școli? Cine mai construiește săli de sport? Cine mai contractează proiecte europene pentru construirea clădirilor de învățământ cu amprentă zero de carbon? Da? Păi... Exact. A zis Gabi Mau și argumentul calității, știu, referi la asta. Dar într-o școală privată, un profesor poate să zică, uite, la examen o să vă ceară subiectul ăsta, îi spun că ăsta e răspunsul corect, ăsta să-l spuneți la examen să-l luați, dar eu vă spun că, de fapt, lucrurile stau altfel. Da?
Vrei să încurci copiii. Vreau să zic că poți să aibă libertate, știi, de... Nu, poate să de idei, da, știi, poate să le bifeze într-o școală, știi? Da, da. Bifând criteriile pe care le pun de la... Asta e bună pentru minister. Obiecția cu calitatea, că ei zic că se pierde calitatea. Ok, cum cuantificăm calitatea? Păi uite, prin acești 5 indicatori. Păi ok, cu ei lucrăm și noi, privați. Hai, dăm voucher. Nu, că tot nu vreau. Ok. Și asta, că tot vorbim data trecută, când am dat în subiectul de sistemul de educație, când discutam la Rothbard, tot așa că vorbim... Și acum se discută ceva legat de reformă învățământului românesc. E perpetu, e ca adică... revoluția socialistă. Și în America, uite, spre sfârșitul la nu știu ce capitol, zicea David Friedman, creșterea finanțării. Deci da. Să nu ne gândim că oamenii sunt diferiți, americanii sunt deva românii. Nu, ăsta e același argument. De ce merg șorile prost? E nevoie de creșterea finanțării. Ăsta e argument. Deci, ca de obicei, mecanismele politice... Ce face o chestie politică? Încearcă să împace mulți oameni. Bineînțeles, critica noastră de multe ori este, dar de ce trebuie să fie ei forțați să acționeze împreună? Nu știm de ce, trecem peste. Și ei zic, hai să mulțumim pe toată lumea cu chestia asta politică. Și nu se poate să o face. De aia e întotdeauna reformă perpetuă. Pentru că unii vor mai așa, unii vor mai așa. Nu, dar nici pe criteriile, e mai rău, nici pe criteriile lor. Că ai fi putut spune, da, uite, economatul ăla pe criteriile lui de plan pe 5 ani și l-a bifat, știi, și o divergență de criterii, o diferență de criterii, știi. Dar ei spun că merg prost. Deci alea de evaluare, ale lor spun că merg prost, deci nu... Pentru că chestia cu voucherele și diversitatea în școli de curriculum și de ceea ce se predă acolo rezolvă foarte legat, după părerea mea, problema asta cu să punem icoane în școli, să punem ore de religie, să punem ore de educație sexuală. Sunt niște școli care sunt într-o direcție, altele în altă direcție. Părinții și aleg... Aici lupta e mai degrabă ideologică decât de bani la asta cu icoanele. Așa o văd. Adică își doresc... Vor atein, să zicem. Vor atein. Da. Controlează structurile birocratice. Deci ei vor să impună tuturor. Da. Să nu scape nimeni netrecut ori prin educație sexuală, ori prin educație religioasă, ori prin orice alt sistem. Sau și ăștia la zi, nu te gândi că sunt mai... Da, da, da. Populiștii, să zicem, dacă vin. Și ei vor... Îți bagă icoane obligatoriu, știi? Păi da, asta e ideea. De când așa, cei care vor într-un fel... Se duc la școlile respective, altfel, se duc în altă parte. Nu mai sunt obligați să treacă la o chestie uniformă. Statul nu poate exact. Să facă decât chestii uniforme. Așa se întâmplă peste tot. Pentru că vrem ca toată lumea să beneficieze de aceeași calitate a... Cel vrea proastă, de aceeași calitate proastă. Pe apropo de argumentul lui Valic, el nu-și bifează criteriile lui. El vrea diversitate. Deci dacă luăm legea învățământului, o să se apară acolo diversitatea ca obiectiv, știi? Toleranță, nu știu. Păi ce diversitate dacă... Nu mă lași. Nu. Da. Diversitate cu uniformă. Ok. După aia urmează un capitolul cu universitățile. Cele trei. Capitolul universității. Da, da. Da, sunt trei, de fapt. Sunt trei capitole legate de sistemul superior de ceva de... Uite, dacă ne amintim de discuția cu pensioarele, care era argumentul lui Friedman, lui David Friedman? Că banii nu se duc de la bogați la săraci, cum am fi tentat să credem, și de la săraci la bogați. Către ceilalți, da. Și aducând două argumente. Una e că mor mai repede săraci, au speranță de viață mai mică, și alta e că încep munca mai... Un amărășteană începe la 18 ani, rămășteană la 30, la muncește deja, plictisit de muncă. De ce nu folosește și argumentul ăsta, deși l-am citit unul din capitol? De fapt îl folosește ca să-l respingă, știi, argumentul ăsta. Mm. David Freeman. Poate îl folosește împotriva lui. El zice, uite, voucher le ajută săracii și nu știu. Păi da, dacă ei dau bani, transferă mai mult. Deci dacă e corectă poziția ta anterioară, înseamnă că bogatul e finanțat. Și tot așa, pe argumentul ăla că cine stă în București
middle class-ul, știi, sau așa, oamenii bogați. Deci ăla care stă, nu știu unde, pas lui, îl finanțează pe ăla care... În București. Da, da. Sau care își permite, nu trebuie să stea neapărat în București. Deci îmi stă în Alexandria, dar își permite, știi, să plătească chirie, să nu știu. Nu? De ce nu folosești aici argumentul ăsta? Să spui, păi nu aș stă săraci, că ai tot aceeași problemă, știi? Ca la pensii. Păi, pentru că e un alt argument. Ai aceeași problemă, dar el aici vrea să... Păi da, de greșit. N-are dreptate. Păi, ok, tu pui... Deci, ce-am, adică el vine cu niște chestii empirice. Stai puțin, că școlile parohiale sunt nu știu Costa, ce. Ce-am discutat la, ce-am discutat la era început. Era pe legea veche. Asta este, asta este o măsură graduală și tu dai un argument în absolut. Această măsură nu e menită să rezolve acest argument, știi? E exact, e pe ideea aia. Că mă întrebai mai devreme. Hai să zici că e mai bună decât centralismul? Da, mă întrebai mai devreme okay, dacă ăștia sunt mai liberi sau nu. Da, și ți-a răspuns și Alex, ți-am spus și eu. Sunt mai liberi comparativ cu ce avem acum. Dar dacă mă întreb dacă sunt liberi, nu, răspunsul e nu. Adică chiar dacă plătesc săracii mai mult, plătesc, beneficiază primesc, mai mult. Dar primesc mai mult. Merge. Uitați-vă cât de optimist era David Friedman, el chiar credea când a scris prima ediție a cărții că se va întâmpla sistemul de vouchere în Statele Americii. Și e puțin... Te blochează puțin așa faptul de ce nu s-ar fi întâmplat. Și culmea, în America, adică, între timp s-a întâmplat sistemul de charter schools, care e oarecum în paralel cu ăsta. Ce înseamnă sistemul de charter schools? Înseamnă e un sistem prin care în interiorul unei școli de stat poate să funcționeze o academie privată, o academie la care... Nu cred că e mult să fie în interiorul unei chestii. Poți să pornești un charter school și de la... Da. Și în afară, de la zero. Dar da, dar mă rog, acolo sunt, e infrastructura deja in place. Numai că ăla e pe bani, nu e... Da, eu am în cap că un charter school și-l fac niște părinți. De exemplu, noi ne întâlnim și zicem, mă, noi avem toți copii de nu știu ce vârstă, hai ne facem o școală pentru copiii noștri. Așa. Și aia e o școală, practic, temporară. E de aia zice charter school. Da, deși nu a funcționat așa în general în Statele Unite, a funcționat, a plecat de la niște profesori. De niște profesori foarte buni care vreau să atragă, adică care generau interes pentru alții. Nu a existat acolo posibilitatea să te ia cineva în spațiu ca să-ți trimiți copiii la așa, că și-au deschis propriile lor academii. Ești cele de statul? Statul le dă voie să le închiri, statul închiriază locația teoretic și el, asta e o chestie care la noi nu prea ne-a prea prins și motivul pentru care ne-a prea prins a fost din cauza controlului strict al curriculumului din partea statului și de asemenea pentru acreditare, niște baremuri foarte mari de păi și mai obții acreditare. Efectul dacă el controlează așa strict, poți obții, nu chiar? Ce? Nu, nu prea poți obții. Nu, păi da, și el, și Friedman, când dă exemplu voucherelor, a zis că dacă statul controlează în continuare strict curricula, nu faci nimic. De ce nu? Nu obții, nu obții mai bun și unii mai obții. Ba da, da. Nu atât de mult. Efectul este... De ce? La matematică poți. Chiar dacă sunt aceleași criterii, te duci la... Nu poți și la matematică, nici la matematică, pentru că ești limitat de numărul de ore din zi și de sănătatea profesorului. Că nici nu poți să predai. Una e când predai matematică la 5 oameni, da? Vorbim aici de meditații. Una e când predai matematică la 5 oameni, alta e când predai la 15, alta e când predai la 25, alta e când predai la 30 și alta e când predai la 30 8 ore pe zi. Și să le bage și la mintea ție. Deci nu contează ce. Poți să duci cu vocea. Asta am zis și noi, da. Asta zice și la mintea. Dar după aia vezi, te trezești că o să reglementeze și cum se și curcula de la meditații. Da, exact. Dar la Andodi ar putea să vină unul care studiază ce? Științe politice. Cu voucherul, știi, să... Nu știu. Rămâne de chiar văzut. Chiar așa, cum s-a făcut, cum a existat o piață sau, mă rog, cum a existat o piață a etichetelor de vacanță, așa s-ar face și aici o piață. Cineva
ar încerca să facă ceva, s-ar găsi unii care zice, ia dă-mi-le mie, sau cum erau tichetele de rabla la mașini. Deci tu zici că ei le fac să te explodă, nu? Ce? Criteriile? Da. Deci cât de rele să fie să te explodă? Te adaptezi. Păi, te adaptezi și asta spun. Și atunci supraviețuirea unității tale de învățământ depinde de câte șpagă dai la birocratul care te acreditează. A, nu-ți dă licență. Și sunt multe asemenea școli care există. A, îți găsesc. Îți trimit două controle? Da, nu avea grup sanitar? Da. Ok, îți dau voucher de următoarea aia de stat, știi? Alegeți-mi. Da. Uite, era un ministru la un moment dat al învățământului român și zicea așa, de acord cu descentralizarea, cu regionalizarea, dar întâi să facem reformă. Facem reforma și după aia obiecția fiind, na, de ce mai descentralizezi dacă merge, știi? Da? Ok. Critică radicală a universităților americane. Așa. Care e supărarea lui? The closing of the American mind. Asta e un capitol nu al lui David Friedman, ci al lui Adam Smith, pe care el îl citează aici, aproape în întregime, doar face mici corecturi pe text. Și aici Friedman... Smith, de fapt. Smith, de fapt, da. Subliniază faptul că profesorul și interesul profesorului în exercitarea profesiei sale nu este orientat către client, către elev, este orientat către universitate, către, mă rog, atunci universitățile americane erau un fel de firme și corporații, și deci interesul era să facă pe plac corporației care îl angajase. În acest capitol se încearcă o modificare a acestor pârghii prin care corporațiile universităților americane să încline balanța spre interesul elevului și nu spre propriilor interese. Vreau să vă zic ceva. Zi. Ca să vezi cât de mult te influențează limbajul contemporan în cultură, în gândire. Da, când te gândești cine este clientul, îți vine să zici că clientul este elevul. Elevul este un copil care încă nu e adult, nu îl lași să voteze, să conducă mașini, etc. Sau să-și schimbe tot felul de lucruri. Sau să cumpere țigări. Sau să cumpere țigări. Ok. Atunci eu mă gândesc de multe ori, ai un produs, uite, o casă, și ai un client care, să zicem, nu vrea să pună mâna sau nu știe să pună mâna, care cere unor meseriași să-i producă chestia asta. Și produsul ăsta iese din acțiunea concertată a clientului cu meseriașul, care ar fi părinții și cu profesori. Și ce iese? Iese un produs. Produsul ăsta trebuie să-l îngrijești și acasă, e adevărat. Nu-l dai numai la școală, dar mă rog, s-au văzut școli din alea în care te duceai luni întregi și mă rog. Și ideea este, ce vrei? Vrei să iasă un om cu niște KPI pe care poți să le măsori. Cine trebuie să le măsoare? Păi, clientul. Trebuie să fie mulțumit. Și clientul cine ar fi? Părinții. Eu zic că poate asta merge până pe la 18 ani, după aia dacă... Da. La universitate. După aia e responsabilitatea ta. Da. Tu ceri. Vă rog să-mi tundeți părul. Vă rog să-mi băgați informații în cap. Vă rog să mă învățați să conduc mașini, da, etc. Da, da. Bine, da. Surprinzi bine, Alexandru, aici, că da, la ea mici. Părinții sunt clienți, da. Din Friedman nu reze, așa, clar. Nu reze, da. Bine, dar acum, într-adevăr, voi ați zis deja de... Eu mă gândeam la ala de 12 ani, știi, care se duce să... Ce vii mirocrați? Păi ce să știi? Ăla știe matematică? Dați-mi și mie matematică. Noi la Academie avem, uite, și-a dat doctoratul la, nu știu cine, cu Tărescu, la Sorbona, ăla la, nu știu, cine e bine să aleagă? Ăla cu doctoratul la Sorbona sau un puș de 12 ani? Cine e bine să decidă voucherul? Păi ăla de la Sorbona. Îți pare, așa pare.
Elita. Nu știu, când și-a luat, când și-a luat doctoratul și în ce i-a luat. Nu, un, în orice caz poate să și-l ia, să-l fi luat pe bune și anul trecut. Tot elevul și părintele trebuie să decide. Da. E subiectivitatea preferințelor, știi, uh-huh, că vorbim de calitate, uh-huh, știi? Dacă ăla atâta îl duce capul, știi, pe copil cu voucherul, asta e pentru el, sau pentru părinte, asta e calitatea. Pentru un, nu știu, tehnocrat, un birocrat, faptul că l-aș alege religie e o prostie, știi, dar pentru părinte e o chestie foarte importantă, știi? Valorizarea e subiectivă. Da, nu trebuie să, nu citim toți Dostoievski, sunt, ai un public care citește. A fost vorba mai devreme despre consiliere, pe data, ce școli aleg. Deci de foarte multe ori, și am mai zis-o noi, de foarte multe ori sunt domenii întregi în care oamenii se așteaptă de la stat în principal să le zică care e un lucru bun. Sau să nu lase lucruri rele, să intre pe piață, să-i abuzeze. Dar dacă reușești să-ți dai seama că ai două lucruri în care ai o consiliere pe de-o parte, ce e bine, ce e rău, și după aia apărare de abuzuri pe de altă parte, atunci îți dai seama că astea sunt niște servicii clare și poți foarte bine să-ți angajezi serviciile astea. Mm. Numai că, ok, oamenii nu s-au obișnuit, plus a venit statul și a zis, vai, această gaură de piață, mă pun numai nu eu și pentru sănătatea voastră nu mai lăsăm nici pe alții să-i. I-a convins că nu se poate. Și ideea este că poți foarte bine să-ți angajezi servicii din astea de, dar, adică, dacă ai avea o piață liberă, la ce școală le-ai da? Vai, aș pierde timpul. Fiate, cât durează să pierzi dacă timpul? Te-ar convinge, an, doi, Mercedes, dacă te-ar convinge, exact. Mercedes, că singura mașină bună e Mercedes. Da. Ce spune în mod, mă crezi chiar așa de bou, știi? Uh-huh. În timp ce dacă statul convinge că singura mașină bună e aia de stat, da, cum să nu. Uh-huh. Dar statul nu i-a convins că nu se poate. Ba chiar îi obligă direct. Că dacă i-ar fi convins că nu se poate, da, pe unii, dar dacă i-ar fi convins că nu se poate, nu mai făcea nimeni meditații în România, că nu se poate mai mult, asta e tot ce dă statul, nu mai făcea nimeni, nu mai umbla nimeni după să-și schimbe școala, nu mai umbla nimeni după profesorii buni, știi, numai toată, dacă i-ar fi convins. Dar stai, că meditațiile tot din cauza statului sunt. Evident. Păi nu, dar dacă te-ar fi convins că de la nu școală te mai tot, nu mai venea la se ruga de tine, știi, dascălul. Păi, că te învăț, nu ce, te bag la medicină. Nu. Mă duc la curs. Mă ajunge de la curs, da. Exact. E suficient, știi. Bun, dar ce pune Adam Smith aici în evidență e exact asta, ce discutam și noi mai devreme, este care e clientul. Care sunt motivațiile umane de a funcționa? Că o spune și el aici, că omul în sine, da, acționează în propriul interes, principiul 1 și propriul interes, ce înseamnă dacă îl expandăm așa? Să trăiesc cu cât mai mult rezultat, cât mai puțin efort. Asta e principiul. Și dacă cumva plățile lui, continuă Adam Smith, sunt la fel orice ar face, atunci nu o să facă nimic. Mm-hmm. Nu e o surpriză pentru nimeni, deși pentru nu mulți. Chiar nimic, zice el. Păstrezi niște aparențe, știi? Păi, da. Păi, în da. Sensul că ții niște lecții la mișto proaste, știi? Da, da. Dar nu zici că nu ții duce la. Deși el zice, la Oxford de aia nici nu mai pretinde, știi? Da, da. Nu, el spune că își va face treaba atât de minimală cât este minimal permis. Minimal cât e permis. Trage, da, pe tânjeală cât se poate. Da. Deci revenind la ce ziceam, dacă orice ai face tot atât, am zis, orice ai face tot atâția bani primești, uh-huh, nu o să faci nimic. În plus. Nu, nimic. Dacă orice ai face bani primești, nu o să faci nimic. Nu mai face meditații. Uh-huh. Nu are sens. El de ce face meditații? Pentru că ia și mai mult decât ea de la școală. Uh-huh. Dacă e un dascăl bun și nu știu face pregătire, da, ia. Sensibil, ia de 10 ori mai mult. Iar Adam Smith aici dă în universitățile religioase sau cele de stat. Acolo spune, acolo îi se îndreaptă lui critica că acești profesori, ei nu mai au clientul, clientul lor nu mai e elevul, universitatea fiind de stat. Uh-huh. Da? Statul nu are clienți, are supuși, am mai zis-o de multe ori. Uh-huh. Și dacă statul are supuși, înseamnă clientul universității este statul, nu este, dacă universitatea e de stat, clientul universității este statul, pentru că strânge bani în numele ei.
Clientul e statul? Da, da. Gândește că chestia asta o vezi mereu în tot felul de interacțiuni ale oamenilor cu părți ale statului, în care oamenii zic, îl ceartă, nu știu, pe cât un agent al, și zice, noi vă plătim salariu. Și ăla să miră, cum? Nu, că salariul mi-l plătește șeful. Am eu dreptate. Da, deci tu, dacă nu, dar statul e și producător, e și... Tu dacă, tu dacă ai o universitate, trebuie să-i asiguri un buget. Dacă trebuie să-i asiguri un... Cine îi asigură bugetul universității? Păi un funcționar de la stat. Da? Cineva de la ANAF are mai mult de lucru, are mai mult de strâns, are mai mult de distribuit, are mai mult de... Deci universitatea în sine generează motiv de existență pentru alte 5, 6, 7, 8 joburi sau cât ori fi, ca să nu mai vorbim de inspector, de ăștia care fac curicula, de toate... Nu el răspunde față de altcineva. Da. Deci când era un frustrat, dascăl să nu explică nimic, nu e cine frate aici. Asta e explicația. Te poate ignora pentru că nu ești clientul lui. Dacă tu erai, nu știu, consultant IT, nu poți ignora clientul. Da. Vă rog, dacă nu ai preferință pentru deci sărăcie. Deci totul devine politizat, cum în zilele noastre vedem și mai mult. Dar devine așa de politizat încât zici, cum să nu puteți să-i faceți o plângere? Și ce o să întâmple cu plângerea aia? Doar dacă ei au niște jocuri politice și vor să-l dea unul afară, au la îndemână plângerea. Da. În rest, sau cum zice Hummer, cum zice Hummer, e vreo chestie excepțională. Știi, a dat un copil cu capul de tablă sau o chestie de asta. Știi? Dar așa poate să meargă prost, mizerabil, mult. Cum s-a și văzut. Da. Da. Și e bun ales de domeniul ăsta al educației, pentru că mi se pare că chiar din evul mediu e problema asta domeniului academic, în care, domne, sunt niște valori aici. Numai noi, litele, putem spune ce e bine și ce e rău, care sunt valorile într-un anumit domeniu, într-o anumită materie. Și ce poate să știe un părinte sau un copil care încearcă să intre un inițiat într-un matematic superioare, în inginerie, în medicină? Noi trebuie să deținem controlul, da? Nu trebuie să ne supunem pieței libere. Nu știm aici care e valoarea și trebuie să... Pentru că într-o piață liberă e foarte posibil ca marile somități în filozofie, în istorie, să aibă 2-3 elevi să trăiască de pe azi pe mâine, da? Și unul care predă, să zicem, ultimele noutăți în cum să-ți faci pe Instagram un cont și cum să câștigi. Pe TikTok, mai rău. Sau pe TikTok, așa. Să aibă milioane și pur și simplu ei nu pot să conceapă o ierarhie a valorilor. Trebuie să vină cineva care să-i pună cu forța să limiteze prostiile să apară pe piață. O poți avea și fără forță ierarhie aia, știi? Chiar dacă nu știi cum funcționează o mașină de spălat, e clar că un inginer știe ce e acolo, tu nu știi. Dar e nivel de ăsta de end user, știi? Dom'le, nu merge. Nu merge. Am înțeles, e complicată. Nu merge. Își dă seama, știi? Are o... Plus că ai standarde, uite, ce tot zice Alexandru, ai standarde private. Da, problema e că stelele Michelin sau nu știu ce. Problema la care face referire Gabi e că ăștia nu sunt de acord cu standardele pe care reiesc păi din sunt lor, sunt colegii lor, așa cum ai filozof de Rida, ai filozof în privat, știi? Care și ăla are toate... le bifează acreditările lor, ca la carantină, știi? Deci scepticii, conspiraționiștii aveau toate diplomele. Da, nu aveau pozițiile. Pe o piață liberă e posibil ca, să zicem, facultatea de filozofie să nici nu existe, pur și simplu. Da, în forma actuală. În forma, sigur. Deci el nu zice de cunoaștere și de nevoie de cunoaștere. Dar ce forma și ce facem noi în filozofie, știi? Deci cât va exista ființa umană și va pune întrebări, va exista filozofie, știi, tot timpul. Yes, da. Cred că și în rai, unde îți dă Dumnezeu imediat, tot se întreabă omul, știi? Da, sunt 10 profesori, e o clădire din aia mare, dacă o să încălzești costă niște bani. Da, am zis, în forma actuală nu. Deci ca să o treții așa ceva... Dar în forma actuală s-ar putea nici facultatea de matematică să nu... Sigur, să nimic, nu aibă sens. Nimic nu există în forma actuală. Posibil. Da. Uite, ce spunea Adam. Poate unele vor fi extinse, nu știu, automatică sau nu știu ce, știi? Nu cred. Sau anumite ramuri, știi? Poate doar anumite marketing.
Dar stai să vezi, mi se pare că în celălalt capitol trecem prin ele, că se referă tot la mediul academic. O formă de piață liberă în domeniul ăsta, prima și-o imaginează la fel, în modul următor. Unde există unii care se ocupă de primă manuale, de nivelul lor. Unii profesori pot să fie pur și simplu freelanceri. Sunt așa de buni încât o universitate vină și la mine și ține 5 prelegeri, vină și la mine și face program. Și apropo, chestia asta se întâmplă și astăzi. Există profesori invitați. Da, da. Da. Numai că diferența între ceea ce se întâmplă și astăzi și ceea ce sugerează Friedman este cine decide. Da? Da. Astăzi decid mai mari universitățile, decanii și așa mai departe și în piață ar decide ăia care vor să plătească. Studenți. Și ca să aduc înapoi aminte și de o chestie care mie mi s-a părut genială pe care o sublinează aici Adam Smith, spune așa că nu este nicio disciplină care a trebuit să forțeze prezența, să țină prezența la cursuri atunci când cursurile alea chiar meritau vizionate, da. Audiționate. Da? Deci, faptul că la școală ai să ține prezența separat de orice, ar trebui să fie primul semn că ceea ce se întâmplă acolo nu este pe dorința clientului, ca să nu spun da. Pentru binele lui, da? Pe dorința clientului. E ca apelul la pușcărie, știi? Da. Sunt toți la număr. Exact. Dar de ce zice el că te obligă să nu... Păi că... să-ți menții autoritatea. Cadascăl. Da, el spune că... Că încep să comenteze, să nu știu, dar așa tu îți menții ierarhia, menții asta. Plus că pedepsești, că dacă lipsește elevul, îl pedepsești pe elev, pentru că e vina lui, de fapt. E așa cum ai pedepsi un client în Lidl, el n-ai venit. Da. Astăzi îți dau, îți măresc prețul astăzi, la... Astăzi costă dublu, că n-ai luat ieri. Dar are sens să-l vezi ca pe client. Uite, ce, Alexandru, cine e clientul? Nu cumva ambii sunt clienți? Nu. Și dascălul și copilul? Dascălul nu e client. Dascălul oferă servicii. Și e plătit pentru treaba asta. Mă vezi că statul își cerea și oferta. Acum cu statul, da. Își cerea și oferta. Acum, da, sunt mulți care și părintele subvenționat. Părintele subvenționat. Ai zice că e client? Ce zicea Rothbard? Cine e statul? Aparatul existent și persoana e subvenționată. Așa. Deci părintele subvenționat, unde îl băgăm? La stat, nu? Adică mi se pare că un fel de reformă în interiorul statului, când decide copilul, e posibil să îi placă cât de cât ce mai aude pe acolo. În timp ce dacă decini niște birocrați, înțelegi de ce sunt selele alea goale. De ce? Hai să luăm gen sistem ancapist complet, adică să uităm de faptul că este părinți subvenționați și de prezența statului. Ia zi. Nu, în sensul ăsta, de să ne gândim de tip, hai să vedem voucherele sau o chestie graduală. Să nu îmbunătățim mecanismul de stat. Nu, spune așa, avem o idee din asta fantasmagorică, cum că e unul, domne, care ar avea ceva informație utilă de dat mai departe. Și ce o să se întâmple cu acest unul? Păi hai să presupunem că lumea știe că el are o asemenea informație și atunci dacă e utilă informația de dat mai departe, o să se creeze o cerere. Lumea vrea să știe această informație și atunci el poate își închiriază o căsuță undeva unde lui ăștia vin, îi dau lui bani, el dă din banii ăia chirie pentru căsuță. Mm-hmm. Dar rămân și lui ceva, că altfel n-ar face treaba asta, da, și le povestește această informație. Dar de ce ar fi informația validă? Păi hai să presupunem că odată ce afli că cineva are nevoie de oameni care știu aceste lucruri. Pentru un motiv anume, nu contează. Dar are nevoie de oameni care știu aceste lucruri. Și atunci acel cineva o să creeze un examen, o certificare, ca să vină aia la el și spun, uite, tu îmi dai certificarea asta și mă întrebi ce știi tu să mă întrebi ca să mă certifici din punctul ăsta de vedere. Și ce să vezi? Clientul, în acest caz,
Și în primul caz în care se duce să învețe de la ăla, clientul este ăla care plătește, da? Ăla care vrea să afle, da? Providerul de servicii este ăla care predă, da? Ăla care primește banii. După care, în cazul 2, în care se duce pentru examenul de certificare, clientul este ăla care plătește, pentru că la sfârșit pleacă cu un certificat de acolo. Providerul este ăla care dă examenul. Și avem așa ceva pe lumea asta? Există un asemenea concept științifico-fantastic în chestia asta? Absolut toate trainingurile, certificările din mediul corporatist, ăsta e principiul pe care se desfășoară. Cineva are nevoie de un skill, altcineva știe skill-ul, știe să-l predea, altcineva îl certifică. Și după aia tu te duci cu certificatul și ăla... unde certificatul respectiv ar fi util, ăla spun și aici, nu vorbim de certificate introduse de către stat, ISO 9000 și nu știu cât. Nu. Stai că alea mi se pare că scrivare de introduse de stat. Cerute. Sunt cerute, da. Chit că sunt făcute, dar sunt cerute, păi, mă rog, da, nu intrăm acolo. Dar, Gabi, tu voiai să zici, ia să o luăm în cap. Ah, nu, mă referam la chestia cu părintele subvenționat, că să eliminăm modelul ăsta de părinte subvenționat și să luăm un părinte... Nu există stat, nu există subvenții, deci părintele este chiar un client, nu poate fi... Pentru că va fi cel care dă banii, din exemplu, de mai devreme. Da, da, da. Copilul nu dă banii de asta, da. Presupune. Și nici părintele. Uite, de-aia susține lumea... Îi dă printre, să mă... De-aia susține lumea statul, din cauza că ce am vorbit mai devreme? Cât mai multe rezultate, cu cât mai puține eforturi. Oamenii simt că eforturile sunt mai mici față de cât își bat capul în principal și ce le promite statul? Că le dă o podea ridicată, da? Nu mai trebuie să fie toți agitați că n-au bani să-și cumpere educație. Eu de la bogați. Da. Păi cu ce plătesc, nu știu ce curs? Eu de la bogați. Ah, da. Și mai și merge cu o percepție din asta ancestrală, tribală, de când erau oamenii în grupuri de câte 100 sau, mă rog, Dunbar number, și trebuia să se ajute între ei. Și părea logic, păi ăla are mai mult, ne dă și nouă, pentru că și noi la rândul nostru îl susținem, nu știu, îi ținem de 6. Aha. Și acum dacă le spui oamenilor, păi și societatea mare... Suntem toți uniți, toți românii sunt ca un trib, deci normal, luăm de la unii, dăm la alții, ne ajutăm. Lucrurile astea nu se susțin, nu se susțin logic, nu se susțin nici antropologic și nici evolutiv. Sunt prea mulți oameni. De exemplu, dacă ar fi așa, păi atunci ai putea să-l penalizezi instantaneu pe unul care fură. Din avut obștesc. Dar tu nu poți să faci chestia asta din cauza că el are pârghii la stat, își bagă legi, dă două luni, el iese... El știe că furat, deci omul simplu crede că i-a făcut pe bogați. Asta e percepția mea, că i-a făcut. Nu, dar eu ce vreau să zic este că ei cred că ar trebui să-i facă și după aia când văd că tot felul de bogați scapă, softică. A, păi de ce a băgat ăsta banii în nu știu ce firmă în insule? Păi stai puțin, erau banii lui sau nu? Nu, trebuia să ne dea și nouă. Pe unii bogați cred că îi face de ceea care sunt victime nete. Într-adevăr îi face. Dar ideea e că nu... Nu, dar oricum el vrea să-i facă mai mult, adică... Nu, dacă ne gândim la ce spunea Friedman, că statul ia 10 euro și dă 1, ce cea ta măsaul, că ți-i ia pe ascuns, da, și când ți-i dă festivitate, e... da. Premiere, știi? Ideea e că el pierde din jocul ăsta. Deci dacă vrei să te joci și de jungla, asigură-te că ești... Nu, și dacă ei, să zicem că... Un bogat va câștiga. Deci ăla care va câștiga jocul ăsta va fi cineva strong. Da, clar. Cineva strong. Păi că de aia... Pot fi două, trei hiene. Păi că hiene. Sunt două, trei hiene, dar hienele sunt consilieri, nu sunt... Va fi cineva mai tare. Știi? Argumentul cel mai dur pe care îl discutăm noi este că și să zicem că toate cifrele se susțin. Să zicem că într-adevăr iei de la bogați și îi susții pe sărași. Să zicem că e adevărat. Da.
noi despre ce discutăm de cele mai multe ori e dacă asta e un lucru etic, dacă e corect. E asta corect să iei. Asta e altă discuție, într-adevăr. Nu e, da. Deci chiar dacă transferurile alea ar fi, uite ce ne-a învățat Friedman și alții, ce ne-au învățat e că nu, săracii pierd chestiile astea. Pierd oportunități, pierd distribuția prăzii. Nu este egală. Am zis, el îți dă, îți ia 10 euro prin taxe și îți dă 1 euro. Statul a învățat săracii, sau mă rog, toată lumea, dar săracii, că și antreprenorii visează la loteria asta, dar nu câștigă. Deci oamenii care câștigă sunt foarte puțini. O minoritate. Asta e natura unei afaceri cu statul, să concentrezi beneficiile, să dispersezi pierderile. Dacă Dragnea află că împarte cu toată sărăcimea profiturile din astea, el nu mai are de ce să mai intre. Păi să face programator sau nu mai... Deci Dragnea intră pentru că poate integra aceste chestii. Sau Ciolacu sau nu știu ce. Deci ideea e că nici banii ăștia din politică nu vin așa, om simplu așa, chiar așa crede săracul. Îi fură, PSD-ul îi fură pe bogați și îi dă mie. Nu, e invers. Te fură pe tine și îi dă unor bogați. Într-adevăr, unii bogați pierd. Bogați pierd, care nu trăiesc din afaceri cu statul și nimeni. Dar tu ești perdant. Ești perdant. Deci când vreau o jungla, asigură că te ești bun pentru... Și întrucât ești sărac, că te văd că ești sărac, probabil nu ești foarte bun, știi? În jocul ăsta. Uite, în capitolul ăsta... imposibilitatea unei universități sau o universitate e imposibilă. Hai să zicem așa mai degrabă. O universitate e imposibilă. Vorbește Friedman aici de culmea, e un precursor, deși probabil că conflictul exista deja. E un precursor al implicării în politică sau în discursul public. Al universităților, practic. Și vorbește așa că o universitate are o contradicție implicită, așa cum ea definită, este că nu poate să ia poziții, să adopte poziții politice, dar trebuie să adopte poziții. Nu are de ales. Bine, am putea spune că nu are de ales și datorită faptului că s-a extins politicul foarte mult. Da, deci ești într-un context și nu poți să trăiești liniștit așa. No, obiecția lui s-ar pune și pentru privați. Uite, să revin puțin. Da, asta cred că ultima chestie pe care o mai avem. Imposibilitatea asta. Vreau să mai zic la aia lui Adam Smith cu... S-ar putea ca discuția acolo să nu țină atât de forma de proprietate cât de... Când e mai bine? Când controlează structura birocratică sau când controlează pacientul? Când controlează clientul? Adam Smith îl spune, na, asta cu voucherele, când studentul controlează e mai bine. Nu? Adică nu chiar și Adam Smith ideea de vouchere, nu. Dar e compatibil, știi, că probabil de aia l-a și ales. Nu, cred că ceea ce pare să fie, deci ceea ce extrag eu din asta cu Adam Smith este că universitățile în sine trebuie să fie 100% private. Punct. Asta e ideea. Adică el pare să dea în universități religioase care au mama, tata, biserica, da? Sau în universitățile de stat. Nu pare să dea neapărat în universitățile care s-ar susține prin fonduri proprii. Mie nu mi se pare că iese de aici. Chiar dacă sunt private ambele, mi se pare că are în vedere și el asta și Friedman observa asta. Atunci când controlează clientul direct. Înțelegi? Deci nu. Universitatea poate fi privată. Tot n-ai același efect când plătești universității decât când ieși cu banii jos la profesor. Cred că asta nu mi se pare că se extrage. Deci sunt de acord că asta eu se extrage din Friedman, dar poate l-ai luat pentru că vine așa una după alta. Nu mi se pare că vine din poziția lui. Hai să revenim la de ce ziceai alea două, cum le argumentăm, de ce trebuie să fii imparțial? Cauți adevărul, nu? Pentru că cauți adevărul. Da? Problema însă se pune și dacă stăm să ne aducem aminte de faptul că în domeniul învățământului din America, în învățământului superior, și cred că același lucru ar fi dacă s-ar face un studiu și la nivelul învățământului inferior. Marea majoritate a profesorilor au poziții de stângă. Da? Sunt înregistrați ca susținători ai unui anumit partid politic și numai al lui și așa mai departe.
Păi atunci când se cheamă că ai luat o poziție, dacă ai toți profesorii din colegiu că achesează la un anumit mod de a privi lucrurile, și aici nu e neapărat stânga-dreapta, da? Putem să ne gândim pe, cum să spun, pe împărțirea ateu sau credincios, da? Chiar dacă tu nu vrei, tu ca credincios nu te-a pus să predai creaționismul și că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Nu, ai, tu nu știu, poate că ai un curs de matematică, habar n-am, mm-hmm. sau ceva de genul. Dar înainte de curs, nu știu, sau vii la școală cu cruciulița la gât, ceva pur ne... Pe când un ateu ar putea să spună, un ateu militant complet, ar putea să spună, nu permitem, universitatea trebuie să fie independentă, nu permitem display-uri de simboluri în numele cărora, dacă e să ducem argumentul până la capăt, în numele cărora au fost uciși atâtea milioane de nevinovați. Știi? Ok, bine. Bine, poziția lor postmodernă, uite, pomintește Friedman aici, că și neutralitatea o poziție. Deci nu mai poți să zici, de neutru, nu mă interesează. Nu, nu, dar nu știu. Ceea ce și asta e corect. Nu e o poziție valorică, dar e... E o poziție. Adică e o poziție. Și nu, nu e, e o poziție. Și... În sens valoric nu e o poziție. Nu, dar e o poziție, dar n-aș spune că e o poziție... Poziția e când tu ții cu cineva. Înțelegi? Tu ții cu cineva. Înțeleg, cu libertarieni. Înțeleg ce spui, numai că... Poate că am înțeles eu greșit ce ai vrut să spui. Logica postmodernistă nu e bine spus. Am făcut un oximoron, da. În viziunea postmodernistă, culmea, deși ai spune că nu e așa, pentru ei există o singură poziție acceptabilă, un singur adevăr. Dacă tu ești sceptic față de acest adevăr și zici, nu știu, nu mă pronunț, atunci ai căzut dincolo de, ai căzut în teritoriul inacceptabil. Poziția lor e că nu există niciun adevăr și că toate sunt, dar asta e vrăjeala. Asta ar fi, e clar că te-ar da asta ar fi, dacă ei ar fi nu cu sunt. Adevărat consecvenți, nu dar sunt. Istoria ne arată deci, altfel. Dacă ar fi, dacă vine un nazist, de exemplu, să zicem, nu știu, New York, la, ar trebui să zică, da, e o altă formă de, e o altă viziune, nu există un punct arhimedic, nu știu de unde să evaluăm. Da, vin un dascăl, poți fă-i carte de muncă. Problema la... Pentru că sunt egale perspectivele. Da. Da, sunt egale. Pe care o au universitățile astea atunci când, zice, majoritatea corpului didactic au o poziție, de exemplu, să zicem, în economie austriacă. Când ne vine unul cu teoria modernă monetară și zice, aș vrea și eu să mă angajez la dumneavoastră, văd că aveți un post liber, permiteți... Eu nu l-aș angaja, dar poți. Permiteți o discuție a ideilor în cadrul universității noastre? Poate că o să trageți mai mulți elevi, mai mulți clienți, deci... Sau invers, da? Să fie o universitate de o altă orientare, majoritatea, și atunci... Întrebarea cât de lucid e... Friedman, așa funcționează lucrurile? Adică, de exemplu, noi eram mai eficienți dacă, nu știu, aduceam doi socialiști și ne certam. Însă cred că nu. Însă cred că trebuie să mergi pe... Ne însemnând că tu nu explici keynesianism și asta, știi? Conflictul intelectual e provocat de faptul că fie explici tu keynesianism mai bine decât ei, fie că există universități keynesiene care asta fac, știi? Și noi ne batem cu ea, știi? Nu trebuie ca... Asta, eu asta înțeleg de la Friedman, că trebuie să în aceeași... Da. Universitate, tu trebuie să ai este de toate. Conflictul ăsta de aici. Asta este paradoxul. Ideea e că dacă universitatea e făcută... Deci asta e și diferența. Da. Și poate că de aici și vine paradoxul. Deci scopul universității, da, așa cum îl definește Friedman aici, e să caute adevărul. Da? Să caute adevărul. Practic ai putea spune că acest scop este oarecum în domeniul research-ului. Pe când majoritatea banilor pe care îi face universitatea sau majoritatea activității pe care o desfășoară universitatea nu este de cercetare, este de
predare, otova. Îndoctrinare. Da? Poți să o privești ca îndoctrinare și poate că de asta apare acest paradox, că tu ai un scop declarat pentru care ai avea nevoie de conflict intelectual. Le poți împăca, Deci Rothbard când îți prezintă, nu știu, orice. Teoria salarului minim. Da, ai o chestie în care discuți ce zice ăla, știi? Deci dacă le aduce pe Keynes, ești de acord cu descrierea? Da, ăsta e keynesianism. Sau ești, uite, Costel te-a făcut o descrierea leftismul. Ăsta e? Uite, nu știu ce argument. Da, ăsta e. Poți fi obiectiv. Am înțeles, dar problema se pune... Asta nu înseamnă că nu-i jur după. Problema se pune în felul următor, că dacă tu ai descris doctrina, whatever, ok, perfect. Dar din punctul de vedere al adevărului, da, atunci când ai două lucruri care explică un lucru diferit, da, unul față de celălalt, da? Asta înseamnă că numai unul dintre ele poate fi adevărat, nu am păi două în același eu timp. Eu ziceam că poți să le faci, poți să descrii neutru, deci eu nu le înjur tot timpul pe Mars. Nu, scenariile de prăbușire a capitalismului la Mars, prin revoluție, prin contradicții interne, deci eu nu fac nicio critică, sunt neutru, prezint studenților neutru. Și după aia zic, eu sunt libertarian, cred că sunt niște prostii, uite deci, de asta, de asta și de asta. Așa. Adică poți coexista da, în aceeași școală. Ăla e momentul în care tu acolo doar predai, nu cauți adevărul și nu o să cauți adevărul cu ăia, cu studenții. Da? Deci tu ai putea să rafinezi punctele de vedere, să discuți chestiile astea, să avansezi, prin seminare, uite, discutăm. Explicațiile nu cu studenții. Nu sunt. Devine problema cea mai este. Am fost și noi studenți și noi am fost ca voi. Mâine veți fi învățat. Da, mi se pare problema cea mai mare este acea când se evaluezi studentul la un examen sau așa. El îți vine și tu idei acolo hai cum am rezolvat problema salariului minim. Cred și el îți vine cu niște chestii socialiste. Da, dar poți ce te-am prezat, ce te-am învățat, ce vii tu aici cu niște chestii. Poate proba că a înțeles. Poate să spună, da, am înțeles poziția lui Mises, dar nu sunt de acord pentru nu știu și chiar să produc o chestie. Și dai 10, știi? Un argument. Nu e cum fac ei cu noi, știi? Îți dă, aici de Mises, 7, știi? Deci nu. Problema e că dacă zice că exact, dacă salariul minim crește numărul de joburi pe piață, nu poți să-i dea notă mare. El îți vine cu niște referințe din alea. Poți să-ți vină cu niște argumente empirice. Tu îi răspunzi la argumentele empirice. Auzi, Costel, dacă ți-arată că a înțeles, da, îi dai 10. Dacă el susține că alea ar fi niște soluții, înseamnă că n-a înțeles. Și îți face trimitere la niște... Nu, i-aș da, că îi testezi... Da. Dacă a înțeles... Nu, aici Costel are dreptate și vezi, e exact ideea asta. Costel este pe modelul de învățământ în care tu înveți omul să gândească, să raționeze, să facă un argument. Voi doi sunteți pe sistemul de învățământ în care trebuie să învățați omul ce e corect. Păi nu, că și eu fac și partea a doua, dar le separ. Gândește că... Deci eu nu zic că eu nu fac valorizări. Nu, eu fac valorizări. Deci faci valorizări, dar nu la aia l-ai testat. Asta. Noi nu învățăm ce e corect, noi învățăm să judece ce e corect. Exact. Te duci în... Adică e relevant, el poate fi libertarian să vină cu un copy-paste, nu ai nicio valoare. Și un socialist să fie socialist, să spună niște chestii interesante. Te duci la Harvard, subiectul de salariu minim, scrieți despre el, ați învățat la Harvard, da, socialismele alea, tu vii cu niște chestii, dom'le, uite ce am învățat de adevărat, cu povestea austriacă, deci nu cred că e mai mult de 3. Ba, chiar dacă ai argumentat acum niște chestii, nu mi-ai bifat aia, nu mi-ai bifat aia. Hai să spunem unde avem certitudini, știi? La ASE știu sigur vreo doi profesori, poate au ieșit la pensie de atunci, dar știu sigur vreo doi profesori care dacă nu puneai virgula unde era în carte, nu te trece. Învățământul de stat, deci da. Să aibă consecințe. Da, uite, el dă niște exemple aici deci uite că problema e așa la universitate. Hai să zicem că afli adevărul. Deci tu cauți adevărul și hai să zicem că îl afli. Păi bun, și atunci poate pe baza adevărului aflat trebuie să iei o poziție și exemplul pe care îl dă el aici e foarte bun. Zice, ce cauzează o rată mare de criminalitate? Spunem că faci statistici, afli tot, nu știu ce. Ok, bun, și ai un
răspuns. Aia se pune problema. Păi bun, și ce facem mai departe? Ne angajăm poliție mai mare? Trimitem oamenii să facă PR prin... Adică, odată ce ai aflat o cauză, da? Asta îți impune o acțiune. Zice, ok, niște politici fiscale o să aibă un anumit efect, sau presupunem în economia o să aibă un anumit efect asupra... burse, da? Ăia care dau bani la universitate își țin banii pe bursă. Le spui ălora să-și scoată sau nu le spui? Adică e vorba și de existența universității în sine. Aici discutăm de sistemul american. Da? Nu de ăla de stat. Acolo n-avem. Nu. Da, deci care e? Care crede că poți să... Că odată ce afli ceva, te forțează să iei o poziție, să te dai... Orică o spui, orică n-o spui. Nu, poți să nu zici. Nu sunt nici cu Băsescu, nici. Tu... Eu ți-am descris doar niște... Da, tu poți să spui chestia asta, dar în ideile astea simple, da? Te trezești cu violuri în campus, de exemplu. De care parte a sistemului? Ești pe modelul Duluth sau ești pe alt model? Trimiți copiii la îndoctrinare sau nu? Le explici despre microagresiuni sau nu le explici despre microagresiuni? Ești o universitate religioasă, susținută de una. Apar violuri la tine în campusul, să zicem, ții ore de educație sexuală sau nu? Bă, în primul rând, dacă ești o educație, dacă ești... Ah, da, stai că... Okay. Mă gândeam că dacă ești religioasă n-o să fie și băieți și fete în același timp, dar nu contează că violul poate să apară oricum și pe segregări. Sau cum este, cred că Harvard a cumpărat la noi în România niște păduri. Da? Wow. Deține păduri în România și le exploatează. Zicem că există acolo, în cadrul universității, da, află ăștia un adevăr legat de, domne, n-ar mai trebui tăiate pădurile. Ar trebui să le lăsăm așa, să nu le exploatăm, să le lăsăm să bătăci iarăși, știi? Ce faci? Tu din asta te trăiești, că e un venit în care profesorii și-au salariu. Și uite, deci profesorii de la Harvard... Și au salariul din păturile României. Da, da. Fantastic. Doar aici ați auzit. Ce spune Friedman aici este că în cele mai bune universități, controlul asupra politicii și pozițiilor luate de universități este cu cadrele facultății. Dar asta poate că era la vremea respectivă. Acum mai nou există această clasă a administratorilor financiare a universităților. Mm-hmm. Și ei sunt răspunzători în fața unui board de trustees, de foști elevi, oameni care donează, își vor numele pe o placă sau pe o clădire sau pe așa. Și că spune el că o universitate poate să pretindă că nu ia nicio decizie sau poate să pretindă că nu e la mâna profesorilor, nu e la mâna aranjamentelor făcute de profesori, dar cineva la un moment dat va face ceva și se va vedea că împăratul e în fundul gol, practic, că nu e cazul să fie așa ceva. Și a spune că mi se pare, acest capitol mi se pare extraordinar de profetic, pentru că pe de o parte semnalizează transformarea atât a profesorilor cât și a marea majoritate din comunitatea de research într-un cor al ortodoxiei în care toată lumea crede în părerile acceptate și nimeni nu mai are timp de discuție. De căutat adevărul, chestie care vorba aia s-a simțit din plin în pandemie și înainte de pandemie dacă știai unde să te uiți. Asta e pe de o parte și pe de altă parte că a prezis exact, mă rog, mi se pare că asta, ultima frază despre care am vorbit acum, pare că prezice scandalul de la Evergreen? Știu ce zic. Da, scandalul de la Evergreen, de la Universitatea Evergreen din Portland, în care a ajuns ideologia să ducă atât de mult...
să luarea de poziții, încât s-a decis la un moment dat de către Consiliu Profesoral cu aportul Consiliului Elevilor și tra-la și lululu, o zi fără albi în campus. Wow. Iar un profesor de acolo a refuzat să se supună, a zis eu nu sunt rasist. Nu mi se pare că e corect, a încercat pe, așa vor pierde pe toate prostiile astea. Pe toate căile de fapt, posibile. E cam vremea să moară ca au deja 70 de ani leftismul trebuie să... Leftismul nou sau leftismul vechi? Că și el face referire la două curente. Ăsta e la nou. Nu, aș numi leftism doar ăsta nou. Și mă rog, ce s-a întâmplat în ziua respectivă în care acest profesor a avut temeritatea să vină la curs și să-și țină cursul, a fost că s-au format bande de protectori de către studenți care patrulau prin campus să-l prindă. Wow, da. E vorba de... Și bineînțeles, ce s-a întâmplat după aia? Un scandal imens. Lucrul a explodat, n-a mai putut fi ținut sub capac și universitatea e în picaj, adică anii următori, din ce în ce mai puțin studenți, din ce în ce mai puțin taxe de școlarizare. Nu, dacă e de stat sau e privată. Nu. Asta e privată. E privată. E total privată, dar e aliniată pe ramura aia stângă a ortodoxiei. Nu distorsionează, uite, noi când vorbim de obiectivitate, ce înseamnă obiectivitate? Să nu fie contaminată de a plouat în București sau n-a plouat. Deci nu există a treia cale. Nu, stai puțin că... Să nu intervină judecățile de valoare, știi? Uh-huh. Spun că n-a plouat ca să nu știu ce, să vină unii ca să am nu știu ce interese. Uh-huh. Ori distorsiunea asta cred că apare aici la ce se gândește Vali. Nu mai cercetăm, uite, și la virus, nu mai cercetăm... obiectiv și intervine chestia asta ideologică. Intervine. Pe de altă parte, uite, Woods are chestia asta cu, domnule, să nu politizăm totul. Politizarea orice. Să nu... Eu n-aș simpatiza. Adică eu cred că e bine să fie politizarea, să fie de partea noastră. Știi? Adică n-am o problemă dacă Facebook începe să cenzureze. Bine, nu. Da, dar nu luăm felul... Pe noi ne cenzură chiar la modul idiot. Adică punea o poză cu nu știu ce. Cenzură de om prost. Mm-hmm. Mă rog, eu n-aș cenzura. Da, la fel. Și eu aș zice că nu e caz. Nu, adică aș cenzura nu pozițiile, ci aș cenzura spam-ul. Nu știu, deci dacă... când pierzi vremea oamenilor cu prostii și sau... Nu știu, dacă bătălie una ideologică, știi? Eu aș zice că deci nu știu dacă... Ideile au consecințe. Ideile au... Faptul că dascălul ăla e fugărit de aia de bande, nu știu ce... Ideile au consecințe. Da, aia e agresiunea. Păi dacă e rețeaua mea, frate, ia plecați-mi de aici, că nu mai am chef de voi. Da, bine, dreptul proprietarului. Deci sunt de acord cu politizarea, dar să fie politizare bună. Mă rog, e ca și cu statul, știi? Deci statul să îndrepte, să le facă bine, nu? Să nu le eliminăm, dar să le facă eu bine. Eu aș spune așa, că e o diferență. În primul rând, am zis că politica se bagă peste tot și e foarte rar... e foarte rar să găsești un lucru în care nu și-a băgat politica coada. Uh-huh. Da? Și, nu știu, ai putea spune că habar n-am ce, mâncare la pisici. De exemplu, deși ești preexpus. Și aici. Ai ales un exemplu? Și aici așa băga coada. Cum zicea Radu Nechita, păi dacă te gândești la nivelul de unde trăim în totalitarism, intervine în orice. Deci, uh-huh. Da. Dar ce aș putea spune că dacă aș zice că îndemnul lui Woods ar fi în sensul următor, că dacă cumva găsești vreun subiect în care care nu e politizat, da? El asta zice, să nu aduci tu politica acolo. Da, el știi? Zice, domne, sunt chestii, nu știu, jazz, vorbim despre jazz, hai să nu tot timpul, pentru că leftiștii, asta cred că e pointul lui, mm-hmm. Leftiștii zic, păi stai puțin, că și la jazz poate acolo e un stereotip care nu știu ce. A fost o primare. Da, și el zice, domne, nu, hai, mă uit la un film fără să mai mă gândesc la libertarian, nici din, uit pușeștim la un film. Da, dacă mai reușești, astăzi nu prea, mai ales filmele, nu... Sau meciurile, uite, sportul. Da, sau sportul. Da, adică era ideea aia, ține
ține politica afară din sport și toată lumea în genunchea sau da, să picta cu negru sau... Pe asta zice el, numai în genunchea, numai nu știu ce. Pe de altă parte eu n-aș avea, eu aș avea o de-asta gen Trahanache, da, dacă îl puneți voteze cu noi. eu ce aș spune este că... Dacă vine Musk, dacă vin trei granzi, ăla a fost libertarianismul. E un îndemn bun, e un îndemn bun să păstrezi politica departe de lucrurile pe care nu le-a impregnat încă. Dar nu știu dacă în momentul în care ăia îngenunchează sau fac ceva, ăla e momentul în care tu de acolo mai poți să mai dai înapoi. Să-l depolitizezi. Nu cred că asta nu cred că se mai poate. Da, asta cred că e ce zice. Ajuns niște mizerie în găleată, în ciorbă. Poți, de ce să nu mai poți? Poți să... De ce să nu poți? Poți să-l politizezi în alt fel. Păi asta vreau să zic. Da, numele libertarian. Da, ți-ai făcut de lucru. Sau chiar și dacă îngenunchează ăla, dar îngenunchează, nu știu, suferința, sclavie și nu știu ce, dar nu să vii să mă freci cu affirmative action sau cu... Da. Și cred că mintea lor chiar și asta e. Am îngenunchiat pentru că sunt anti-rasist. În mintea fotbalistului. Nu cred că fotbalistul... A, stai puțin, că ăștia înseamnă ce înseamnă? E adevărul. Înseamnă argumentul cu tare, înseamnă argumentul cu tare, înseamnă... Bine, hai să dăm... Nu, el înțelege că e împotriva, nu știu, ca unii să-i chinuie pe alții de alte... Păi și eu sunt împotriva. Da. Chestia. Doar că vrei să mă scoți pe mine, vinovat. Da. Da. Ce vreau să zic într-un fel de încheiere este că capitolele astea sunt despre educație. Și de foarte multe ori este subiectul pe care te scoți din orice discuție. Dacă vrei să dai vina pe ceva, dai vina pe educație, toată lumea o să zică sigur, așa e, mari probleme. Soluțiile sunt diverse, unii vor mai mulți bani, unii vor nu știu ce reforme, tralala. Dar ce vreau eu să subliniez este că educația nu este doar sistemul de învățământ. Educația pornește de acasă, de la 7 ani de acasă. După aia contează cum e anturajul, e nevoie de un tat să crească un copil, trebuie să ai grijă la ce te expui tu sau îl lași pe copil să fie expus. După aia când vrei să te îmbunătățești în tot timpul vieții, oamenii urmăresc mereu chestii, vor să știe să pescuiască mai bine. Învață niște lucruri. De unde învață? Așteaptă de la sistemul de învățământ să le dea? Nu. Caută, își găsesc. Și ce se întâmplă? Societatea înflorește. Nu trebuie să ce vreau să subliniez aici? Oamenii știu ce să facă când vor să îmbunătățească, când vor să fie, să se educe. Știu ce să facă. Hai să zic asta, vezi și în firme. Acolo înveți, de fapt. Da. Majoritatea meserii acolo înveți. Ideea e că oamenii de fiecare dată când vor să învețe ceva, își găsesc atâta vreme cât n-au limitări impuse, idiot, n-ai voie să citești, nu știu ce, nu să găsesc informații, nu poți să accesezi prin internet lumea din afară, Twitter-ul, whatever. Atâta vreme cât nu ești limitat, oamenii își găsesc soluții de a își educa copiii, de a se educa pe ei și valorile poți foarte bine să le copiezi de la vecini, de la un părinte mai înțelept sau de la cine, un om pe care îl respecti tu, îți spune Cutărescu acestea sunt valorile, uite 12 reguli pentru viață, poți să-l asculti pe ăla, poți să nu-l asculti. Da. Și uite, Friedman dă un exemplu aici la final, spune că uite, într-un sistem complet anarcho-capitalist, poate că ar apărea ceva în genul unor mici colegii generaliste cu coaching unul la unul sau cu o abordare foarte apropiată între profesori și un fel de program care există astăzi în lumea corporatistă, se numește mentoring, da? Exact. Așa, în care pentru o sumă i-ar oferi o educație mai mult sau mai puțin generalizată care să îl facă să își dea seama în ce direcție vrea să meargă, la ce universitate și cum să-i dea, cum le spune, să-i dea cunoștințele astfel încât să fie capabil să își rezolve, să își supervizeze propria educație mai departe în acest domeniu universitar despre care am vorbit mai devreme, în care profesorii ar oferi cursuri și ar fi atrași de universități ca freelancers în,
în asemenea domenii. Înainte de a încheia, uite, eu aș mai vrea să mai fac o precizare, că am vorbit aici despre cine e clientul educației și care e tot scopul de la toată tărășenia asta. Și ok, care este produsul care se vinde? Unii o să zică, acum produsul? Bine, hai, indulge me. Produsul care se vinde, care e? Educația? Nu. Este un copil educat. Asta e produsul pe care ți-l vinde o instituție de învățământ. Da? Un copil educat. Deci asta înseamnă că tu, ca părinte, teoretic, interesul tău ar fi să-ți supui copilul unui sistem care să îl educe cum? După valorile pe care le vrei tu. Da? Uh-huh. Sau după valorile care o să îi dea copilului cea mai bună șansă la viață, poate. Da? Să se descurce pe lumea asta. Și stau și mi-aduc aminte de o chestie pe care am auzit-o foarte des în pandemie. Domne, e dezastru cu școala asta online, e dezastru că am copiii toată ziua pe cap acasă și nu mai pot să mai fac nimic. Păi asta îmi spune, dacă ai fost unul dintre acești părinți, asta îmi spune că pentru tine serviciul pe care ți-l prestează școala este în principal unul de dădacă, nu de educație. Asta e ce și Daycare. Și problema, pentru una dintre problemele pentru care sistemul nu livrează la nivel declarativ, este că el de fapt livrează la ceea ce vrei. Uh-huh. Nu știu. Poate copiii ăia e de gândit, ar merita mai mult, ținând cont că există doar din pura voastră discreție. Nu chiar că nici părintele nu vrea doar asta, dar nici nu face prea mare. Dar nu are un efort, știi? Asta e efortul minim. E legea efortului minim. Uite, conservatorii, mă rog, americani, doamne, școlile infestate. De ce îl duci acolo dacă e infestat? Exact. Facebook, nu știu ce. De ce stai pe Facebook? Mhm. Uh-huh. Da, alegerea e la tine în mână. Păi am neamul. Păi mută-te, nu știu, poate vin după tine, știi? Pe Telegram. Așa testezi și intensitatea, intensitatea rudenii, știi? Exact. Ok. Ok. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Până la revedere. Live long and prosper.